Antier pe Bulevardul Timișoara. Lângă Mall Plața și lângă Lidl. Cei mai mulți muncitori lucrează fără casca de protecție. Niciunul nu are mască. Legislația muncii și legislația de protecție antiepidemiologică nu contează. Ori respectă regulile de construcții sau fac așa, după ochi, la sprânceană, la întâmplare. Eu mă tem să stau în așa loc. Stație de transport public pe Bulevardul Timișoara. Nici tu umbră, nici tu scaun. Oamenii vin aici la colț, sub copac. Nu e așa că ar trebui mai mult copaci decât betoane. Să le spuneți asta aleșilor poporului. Cam așa sunt toate șantierele din România. Inspecția muncii inexistentă sau coruptă, ineficientă.